Pace vouă! Sunt onorat să vă am din nou împreună cu mine și în această după amiază, în părtășie unii cu alții și totodată cu Domnul nostru Isus Hristos, de la care ne dorim să învățăm. Ei bine, iată că a trecut ceva vreme de când am început studiul cărții Daniel. Vom continua astăzi cu una dintre cele mai tulburătoare momente prezentate în această carte, și anume momentul în care Daniel, a fost vânat de cei din categoria lui, din brasla lui, și apoi, într-o întreagă intrigă, pregătit să fie aruncat în groapa cu lei, acolo unde a și sfârșit. Prietenii lui, între ghilimele, aceia cu care colabora, au făcut de așa manieră încât să plătească pentru credincioșia sa față de Dumnezeu. Ce avem de învățat de aici? Ei bine, astăzi voi pune la dispoziția dumneavoastră această tematică oarecum tabu în vremurile noastre, și anume prigoana, prigoana bisericii. De ce spun lucrul acesta? Ei bine, pentru că avântându-ne cu elan către sfârșitul vremurilor, sfârșit pe care îl întrevedem, pentru că oriunde te uiți, vei simți, vei vedea, vei percepe modul în care istoria își trage cortinele. Și am fost avertizați că în această perioadă de timp vor fi vremuri grele pentru noi, pentru credincioși. Adesea se confundă însă prigoana cu necazul cel mare. Uităm că noi, ca și biserică, din momentul în care Domnul Iisus Hristos a înființat-o pe acest pământ, pentru că El a pornit această lucrare măreață, nu la întâmplare este denumită trupul lui Hristos. Ei bine, odată cu Domnul nostru Iisus Hristos, a început această prigonire a bisericii, pentru că forțele celui rău, societatea în care suntem, nu va reacționa bine la lumină. Întunericul va fi deranjat și atunci prigoana care se va naște împotriva bisericii, împotriva mea și împotriva ta, va fi perpetuă și continuă pe tot parcursul vieții tale. Vreau să înțelegem clar împreună acest lucru, ca să nu confundăm prigoana bisericii cu necazul cel mare. Și pornim la drum, având ca și motivație, ceea ce apostolul Pavel îi trimite lui Timotei. Și anume, în a doua scrisoare, către Timotei, capitolul 3, versetul 12, citez. De altfel, toți, și subliniez acest concept, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus, toți vor fi brigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi pe ei înșiși. De ce vom fi prigoniți? Ascultați vorbele Domnului Isus. Matei 10 cu 16. Eu vă primit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate, blânzi așadar ca și porumbei. Ferice de cei prigoniți, Matei 5 cu 10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Vreau să fiți foarte atenți la aceste componente. Fericiți veți fi voi, verb, aici conceptul este un substantiv adjectivizat, Macarios, fericiți veți fi voi în momentul în care veți fi prigoniți din pricina mea și a numelui meu, a nu se confunda așadar prigoana aceasta care este uh, rezervată bisericii și credincioșilor, o prigoană care mai degrabă ne va ajuta să ne sfințim decât aceea de a ne plânge, a nu se confunda așadar această prigoană cu necazurile vieții de zi cu zi pe care omul le întâmpină fără să treacă neapărat prin prigoană. De ce v-am spus aceste aspecte? Pentru că astăzi veți întâlni, veți întâlni în persoana acestui proroc al lui Dumnezeu, și anume Daniel, exact același stereotip, exact aceeași dinamică, și anume intriga și uneltirea împotriva copiilor lui Dumnezeu, care au fost puși la zid, în speță acest om al lui Dumnezeu a fost aruncat într-o groapă cu lei, condamnarea supremă la moarte în perioada Imperiului Mezilor și Arperșilor, a fost aruncat așadar în groapa cu lei pentru că s-a rugat lui Dumnezeu. A fost aruncat acolo datorită credinței sale în Dumnezeu. Vreau însă să mai parcurgem câteva elemente înainte de a pleca la drum și a analiza verset cu verset, capitolul 6 din Cartea Daniel. Ce este persecuția? Ai putea întreba tu. Ce este prigoana? Ei bine, este acea urmărire aprigă și pornire împotriva cuiva. Sunt acele măsuri represive luate de o autoritate împotriva unei persoane sau unei instituții în dorința de a-i face rău, de a-i provoca un neajuns, de a crea o stare de nedreptate și a persecuta în fiecare moment sau clipă. Poate să aibă loc din punct de vedere fizic, persecuția sau prigoană, sau poate rămâne la nivel verbal. Cu alte cuvinte, cineva te poate lovi, te poate uh, pune la pământ din punct de vedere fizic, sau o poate face încă și mai rău, lovindu-te sau încercând să te omoare cu vorba. De aceea a fost scris, ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră, bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este în ceruri, căci tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Am încheiat citatul cules din Matei 5, 11, 12. Vedeți că unul dintre acești proroci a fost chiar Daniel. De ce este important să știm aceste aspecte? Ei bine, pentru că atâta vreme cât vom sta în calea lui Dumnezeu, prigoana nu este o opțiune. Prigoana va fi prezentă, va lovi și va săpa adânc în trupul și în sufletul nostru, lăsând cicatrici care nu se vor vindeca niciodată, dar pe care purtându-le cu cinste, cu onoare, nobili în această lume, vom ajunge sus în împărăția Tatălui nostru, cu fruntea sus, bucurându-ne de părtășia Lui. Acestea fiind zise, haideți să ne orientăm pentru câteva clipe asupra cărții Daniel și vom reveni la această metodologie a prigoanei. Vom vorbi despre Daniel în groapa cu lei, capitolul 6 din cartea lui Daniel. Și dăm citire primului vers pentru ca să înțelegem unde ne cadrăm. Citez. Dar a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor trei căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dragătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe pentru că în el era un duh înalt, și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția lui. Mă opresc pentru o clipă aici, pentru că trebuie să facem câteva remarci. În primul rând, cine este Dariu? Știm că împărăția mezilor și a perșilor a fost condusă de către împăratul Cir. Și atunci se pune această întrebare, cine este acest Dariu și de ce apare aici? Există în lumea teologică o multitudine de debate care încearcă să explice ce este Dariu. Dacă nu cumva acesta a fost chiar un titlu care îi se dădea împăratului pentru că în traducere directă, Dariu, înseamnă cel ce poartă sceptrul de domnie. Am spune noi autoritatea, cel care este în charge, cel care este pus în autoritate. Și atunci sunt câteva opțiuni pe care teologii în curgerea vremii le-au studiat și anume sunt unii care consideră că acest Dariu era Cir, împăratul Cir, și purta titlul de Dario, adică cel ce poartă sceptrul. Alții consideră că este vorba despre fiul lui uh, Cir, numit Cambises, care primise comanda în zona aceasta a Imperiului. Nu uitați că avem de-a face aici cu fostul Imperiu babilonian, pe care uh, Imperiul mezilor și al l-au cucerit și am discutat despre lucrul acesta uh, săptămânile trecute modul în care ei au secat râul Eufrat și au intrat în cetate pe sub porțile cetății, modul în care generalii armatei Medopersane au cucerit orașul stat și imperiul fără ca toți oamenii din imperiu să știe. Sunt câteva scrieri din istorie care ne spun că după trei zile de la cucerirea Babilonului, unii dintre babilonieni nici măcar nu știau că sunt deja sub un alt imperiu, sub o altă conducere, sub o altă dominație. A treia opțiune este că Dariu înseamnă cineva desemnat să fie conducător, un regent sau o căpetenie, un soi de guvernator al regiunii respective și de aici sunt mulți dintre cercetători care vorbesc despre Faptul că este vorba despre Ugbaru, Ugbaru fiind generalul care cucerise, istoric vorbind, cel care a rămas consemnat în istorie, Babilonul la acea vreme și cel care l-a întâmpinat mai târziu pe Cir, în momentul în care el a intrat în cetate, două săptămâni și un pic mai târziu. Știm asta pentru că istoria ne transmite, bazat pe cronicile lui Nabonidus, Că în anul 539, înaintea erei noastre, pe 12 octombrie, ugbaru, a intrat în, ba în, în Babilon, așadar pe sub porțile cetății, noaptea, exact în noaptea în care Belșațar, vă aduceți aminte, a, a pus la dispoziția căpetenilor sale acel banchet și a băut din vasele sfințite. Pe 29 octombrie, în același an, în 539, înaintea de noastre, a venit Cir, împăratul, ca să preia, capitala de la acest general pe care îl uh, și l stabilise și tot uh, din cronicile lui Nabonidus știm că uh, o lună mai târziu sau câteva zile mai târziu 6 noiembrie 539, acest Ugbaru uh, a murit. Uh, știți că ni se și spune că uh, în capitolul 5 versetul 31 că în momentul în care a câștigat sau a cucerit cetatea acest daru avea 62 de ani. Și de aceea se presupune în teologie că era vorba de acest general. Cert este că, dacă vă uitați atenți, veți vedea aici, așadar, o dinamică extraordinară, așa nume. Veți vedea o mega împărăție care este dominată de o altă extraordinar de mare împărăție, un alt imperiu, al mezilor și al persilor. Spune istoria că a fost cel mai mare imperiu, ca și răspândire care a fost vreodată în existență pe acest pământ. Că atunci când Alexandru Macedon, în fapt, a cucerit Imperiul Mezilor și al Persilor, el a cucerit tot ceea ce se putea cuceri pentru că a cucerit cel mai mare imperiul care era în existență. Dar ca și întindere, mulți dintre savanți consideră că este vorba despre Imperiul Mezilor și al Persilor. Cert este că în primele patru versete din capitolul 6, reîntorcându-ne la Daniel, vedem în acest om al lui Dumnezeu, aceeași dinamică pe care am văzut-o atunci când a fost sub nebucat nețar. Tragem o învățătură de aici. Când ești sub autoritatea lui Dumnezeu, El te va ridica la cel mai înalt statut și la cel mai înalt rang. Și, bineînțeles, atunci când ești sus, primul lucru care va fi orientat împotriva ta va fi invidia și gelozia celor care te înconjoară. Și veți vedea cu Luc Zeaman, modul în care prietenii între ghilimele lui Daniel, colegii lui de Braslă, i-au întins o capcană, tocmai pentru că erau geloși pe el. Și veți înțelege puțin mai târziu și povestea aceea extraordinară a magilor care vin la Ierusalim și de care noi ne aducem aminte îndeosebi, în deosebi în perioada Crăciunului, în perioada în care omenirea sărbătorește intrarea în lumea Mântuitorului, 25, 24, 25 decembrie. Vom vorbi despre aceste aspecte și de unde ne vin ideile acestea despre magi. Cert este că Daniel a ajuns primul ministru al împărăției din nou. Ați văzut că împăratul își pusese 120 de, aș spune, conducători, miniștri ai țării, Deasupra lor erau trei mari guvernatori, și peste ei era un prim-ministru, Daniel. Împăratul chiar avea de gând să-l lase peste toată împărăția, să-l lase pe el să conducă împărăția, un soi de regent al împăratului. Este scris în Daniel, capitolul 6, versetul 3. Rar îți va fi dat să întâlnești, dacă nu niciodată, ceea ce întâlnim aici, să nu mai întâlnim niciodată ceea ce am întâlnit aici, anume. Un evreu care să fie primul ministru a două mari imperii, și anume Imperiul Babilonian și Imperiul Medo-Persan. Cel puțin, când vorbim despre al doilea imperiu, chiar și dacă vorbim despre zona aceasta a Babilonului din imperiul respectiv. Haideți să continuăm însă citirea, pentru că detaliile vor începe să curgă de aici veți vedea că atunci când vei ajunge mare, când Dumnezeu te va ridica din ce în ce mai sus, primul lucru care va fi, care ți se va servi, nu, va, nu vor fi lauri, laude și binecuvântarea celorlalți, ci vor deveni din ce în ce mai abrupți, invidioși și geloși. Mare atenție! Lucrul acesta se întâmplă inclusiv în biserica lui Dumnezeu. De aceea trebuie să fim foarte atenți, pentru că prigoana nu este neapărat venită dinspre afară. Vine din propria noastră braslă. Capitolul 4 uh, ne spune câteva din aceste detalii. Citez. Atunci căpetenile și dragătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părească în ceea ce, ce se cuvenea în treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeară la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceia au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Mă opresc pentru o vreme aici cu cititul și vă atrag atenția asupra unui aspect. Când îți vei da silința să fii un om onest, etic și moral în această lume, elementele acestea vor dăuna de ce vor dăuna? E bine pentru că oamenii, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci când a venit lumina în lume, Ioan 3 cu 19, oamenii au iubit mai mult întunericul pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Vedeți voi, lumina deranjează. Și complotul acesta a fost imediat localizat în jurul ideii spirituale, a credinței în Dumnezeu. Nu vom găsi nicio greșeală din punct de vedere omenesc la el, nu vom găsi niciun lucru rău pentru că el urmărește pe Dumnezeul lui. Așadar, în complotul lor, acești oameni răi au încercat să-l speculeze în ideea pocăinței, în ideea ei față de Dumnezeu. Și veți vedea că această credință indubitabilă, această credință precis cadrată în Dumnezeu, l-a costat pe Daniel groapa cu lei, dar acolo s-a văzut binecuvântarea unei credințe faptice practice, unei credințe care nu este doar un clișeu lingvistic, așa cum din nefericire se găsește în mare parte a creștinismului contemporan, nu este doar o declarație fadă a unor lucruri neînțelese, a unor, să spunem, gânduri nepracticate, a unor declarații mai degrabă spuse ca să îi influențeze pe ceilalți. Vedeți voi, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere, au spus ei, Afară numai dacă am găsit unul în legea Dumnezeului lui. Ferice de voi, am spus mai devreme, când oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră din pricina numelui meu, a zis Domnul Isus. Când veți vedea lucrurile acestea, să fiți fericiți, bucurați-vă și veseliți-vă. Pentru că numele vostru este scris în ceruri. Și revin la capitolul Daniel, la, la Daniel, capitolul 6, versetul 6. Apoi, aceste căpeteni și dragători s-au dus cu mare zarvă la împărat și au vorbit așa. Să trăiești veșnic, împărate, Dario. Apropo, vedeți aici această expresie, să trăiești veșnic, să trăiești veșnic. Um, undeva în Geneza, capitolul 6, veți înțelege că de acolo ni se trage, dar nu este subiectul dezbaterii noastre, um, această idee năstrușnică că Oamenii sau împărăția este cu drept divin din generație în generație. Rămâne însă să vorbim. Să trăiești veșnic, împărate eu, Toate căpeteniile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cărmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească însoțită de o aspră oprire. Ca să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om în afară de tine să fie aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și îi scălește porunca aceasta pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor, care odată dată rămâne neschimbată. Câteva elemente pe care vreau să le discutăm aici, pe care vreau să le știți. Înainte de toate, haideți să ne uităm la dinamica legislativă, comparativ cu toate celelalte imperii, babilonian, roman și așa mai departe. Legea mezilor și perșilor avea o particularitate și anume, odată ce legea era iscălită, inclusiv împăratul trebuia să se supună ei. Dacă vă aduceți aminte, în contrast cu Nebucadnețar, în momentul în care acesta a venit la putere și s-a înființat Imperiul babilonian, el, ca și împărat, era mai presus de lege, făcea ce vroia, omora pe cine vroia, ridica sau înălța pe cine, vor, pe cine își dorea. Uh, nu tot așa era și cu mezii și perșii. Vă aduceți aminte de Cartea Esterei? Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat atunci când uh, Mardoheu a trebuit să lupte pentru acea, acel complot al lui Haman, care se întâmplă aproximativ identic cu ceea ce se întâmplă aici în Cartea Daniel? Și vă aduceți aminte că împăratul de atunci a făcut tot ceea ce a stat în putință uh, să schimbe cumva lucrurile și au trebuit să găsească tot felul de portițe legislative. Nu a fost o discuție directă în care împăratul să intervină ca și dictator, precum în cazul lui Nebucat Ceea ce însă este interesant este modul în care satana se infiltrează și își lasă mereu amprenta. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos îl descrie în Ioan capitolul 8, ne spune că definiția sa, a acestui Dumnezeu fals, al acestui Dumnezeu al răutății, numit Satan, sau descris ca fiind Satan, numele lui este Nahash. Vezi Geneza capitolul 3 în limba ebraică. Definiția sa este minciună. Definiția caracterului său este minciună. Așa acolo ni se și spune. El este un mincinos, este un criminal, este un tatăl minciunii, pentru că tot ceea ce spune, el spune din ale lui și anume spune o minciună, am încheiat citatul Ioan, capitolul 8. Este discuția pe care Domnul Iisus o are în contradictoriu cu fariseii și cărturarii care se considerau pe ei înșiși fii lui Avram. Iar Domnul Iisus le transmite direct și tranșant. Înainte de Avram sunt eu, iar voi sunteți fiii celui rău, sunteți fiii satanei. Nu aveți cum să fiți fiii lui Avram, pentru că înainte de Avram sunt eu și aș fi știut lucrul acesta. Vedeți așadar că satan își va pune mereu amprenta prin minciună. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că veți vedea pastori, prezbiteri, diaconi, membri din biserică care se vor folosi de minciună. Poate să fie un, un comportament izolat. Asta nu înseamnă că este de la Dumnezeu, pentru că minciuna vine de la diavolul. Sau sunt oameni care nu au acest comportament într-o manieră izolată, ci mereu îi veți prinde cu... Măța în sac. Ce înseamnă asta? Că se vor folosi de minciună. Când veți vedea această amprentă a minciunii în viața lor, să știți că nu sunt de la Dumnezeu. Cum arată minciuna în viața unui om? Iată de exemplu. Dacă veți afla despre pastorul vostru că și-a luat lucrarea de doctorat. Un exemplu. Plagiind o carte. Aceea este minciună. Nu a fost de la Dumnezeu. Dacă veți afla că prezbiterul vostru uh, a înșelat pe fratele X sau Y folosindu-se de minciună. Acela nu este de la Dumnezeu acel om, ci este de la satana. Iată, de exemplu, mi s-a atras atenția că aici, în Londra, pastori mari de biserici au înascuns business-uri prin care aduc oameni din România și îi angajează la negru reținându-le 10% din salariu ca și taxă pentru biserică, dar care intră în buzunarele lor. Vi aș spune pe nume doar că trebuie să păstrăm etica și morala. Nu cred că este cazul acum. Doar că se întâmplă lucruri groasnice. Iubiții mei, orice pastor, orice prezbiter, orice frate, orice soră din biserică care se folosește de minciună, nu este de la Dumnezeu. El este, sau ea este, proroc sau prorociță mincinoasă, viceversa. De ce v-am spus aceste lucruri? Pentru că întotdeauna oamenii răi se vor folosi de minciună. La ce mă refer? Ați văzut ce au spus aici acești dregători? Împărate, toate căpeteniile împărăției, toți îngrijitorii, dregătorii sfetnici și cârmuitorii, sunt de părere să se dea o poruncă. Păi este o minciună sfrontată. Daniel nu era printre ei. Și Daniel nu doar că ar fi trebuit să fie și el la acest consiliu în care s-a decis, dar mai degrabă ar fi trebuit să-și aprobe lucrul acesta, pentru că el era deasupra tuturor. El era autoritatea supremă numărul 2 în împărăție în spatele împăratului. De ce Daniel nu a fost aici? Pentru că el nu s-ar fi compromis. De ce oamenii aceștia au venit cu șiretlic? Pentru că doar satana vine cu șiretlic. Dumnezeu întotdeauna va veni pe față și va spune lucrurile pe nume. De ce s-au grăbit să lucreze astfel? Iscălește repede legea. E bine pentru că asta vrea satana. Să aducă legi care să transforme lucrurile. Priviți ce se întâmplă în România. Priviți ce se întâmplă la Bruxelles, în Parlamentul European. Numai departe de aseară am avut o discuție cu uh, europarlamentarul Cristian Terheș, fratele nostru de credință, care ne-a arătat în mod clar, de la cel mai înalt nivel al Europei, ne-a arătat modul în care minciuna domină și modul în care legile sunt schimbate astfel încât să autorizeze minciuna și să înnăbușe adevărul. Exact ceea ce s-a întâmplat în Daniel, capitolul 6. Ce este de făcut? Nu tăceți. Vă voi povesti uh, mai târziu puțin despre lucrul acesta. Dar nu uitați, psalmul 58, versetul 1, începe retoric. Oare tăcând faceți voi dreptate? Fi ai oamenilor? E, vedeți, v-am spus toate aceste lucruri ca să înțelegeți modul în care, așadar, satan vine și își lasă amprenta lui. Dacă definiția de facto a lui Dumnezeu este că în caracterul lui este bunătate, dreptate și adevăr, când vorbim despre caracterul celui rău, înseamnă răutate, înseamnă prihană, adică vină, înseamnă minciună. Înseamnă așadar răutate, Înseamnă vină și învinuire și înseamnă minciună. Asta este caracterul celui rău. În contrast cu frumosul caracter al lui Dumnezeu. Dreptate, bunătate, adevăr. Sau bunătate, dreptate și adevăr. Haideți însă să continuăm ceea ce ne interesează pe noi, pentru că de aici lucrurile vor deveni și mai interesante. În urma celor de mai sus, versetul 9, citesc de aici. Împăratul Dariu a scris porunca și oprirea aceasta, cu alte cuvinte, interdicția de a se mai ruga. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim. Și de trei ori pe zi, în genunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe dumnezeu lui. Mă opresc pentru o clipă aici. Vedeți aici un lucru oarecum ciudat. Daniel respectă, nu uitați, trecuseră mult din anii tinereții lui. Vorbim despre un Daniel care este Undeva în jurul vârstei de 82-83 de ani. Cu alte cuvinte, aproape 70 de ani. Repet, aproape 70 de ani. Uh, unii spun, când identifică aici textul acesta, că erau chiar la 70 de ani, chiar în momentul acela în care uh, uh, sclavii trebuiau să fie uh, eliberați. Că se întâmplă lucrul acesta. Cert este că noi nu avem exact confirmarea când s-a întâmplat acest eveniment și anume chiar în momentul în care uh, chiar în momentul în care uh, sau în zilele în care mezi și și au preluat domnia sau puțin mai târziu cert este și vreau să fiți foarte foarte atenți la acest detaliu că după 70 de ani Daniel este încă credincios lui Dumnezeu își păstrează corectitudinea, își păstrează dinamica rugăciunii sale. Templul nu mai exista la Ierusalim. Vreau să fiți foarte atenți. De 70 de ani templul nu mai era în existență. În același timp, de ce de trei ori pe zi? Pentru că de trei ori pe zi se aduceau jerfe și se aduceau rugăciuni la templu, dimineața, la prânz și seara. Veți vedea mai târziu în Daniel capitolul 9 că el se afla în timpul jerfei de seară în rugăciune. Nu mai erau de 70 de ani gerfe. Vorbesc despre capitolul 9. Și totuși acest om își păstrează dinamica relației cu Dumnezeu. Nu s-a intimidat. Nu s-a speriat. A rămas consecvent. Cum ești tu? Cum sunt eu? Aceasta este marea întrebare pe care vreau să vă adresez. Urmăriți în ce se întâmplă cu acest oameni. Complotează. Au dat buzna peste el, uh, au făcut un, un soi de, 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 aș spune eu, uh, protest din acesta public, ca o uh, gașcă care s-a strâns și au mers, au intrat cu forța în casa lui. Au dat buzna, au dat năvala în casă și l-au găsit pe Daniel lângă Dumnezeul său. Apoi, versetul 12, s-au înfățișat înaintea împăratului și au zis cu privire la oprirea împărătească următoarele. N-ai scris tu o oprire împărate care să spună că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni vreunui Dumnezeu? Sau vreunui om în afară de tine împărate să fie aruncat în groapa gulei? Împăratul a spus, lucrul acesta este adevărat după legea mezilor și perșilor care nu se poate schimba. Eu au luat din nou cuvântul și au zis împăratului, Daniel, unul dintre prinșii de război al lui Iuda, nu ține seama deloc de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de trei ori pe zi. Mă opresc o secundă aici. Adesea sunt oameni care vor veni la tine și te vor întreba, ești pocăit? Și noi ne hazardăm să răspundem. Singurul răspuns pe care ar trebui să-l dăm este următorul. Dumneavoastră să-mi spuneți dacă sunt pocăiți sau nu. Vedeți voi, un adevărat credincios al lui Dumnezeu va fi identificat de ceilalți. Acest om își face rugăciunea de trei ori pe zi față de Dumnezeul lui. Ține cont doar de legile lui Dumnezeu. Este un om etic, moral și sfânt. Cât de mult mi-aș dori să vorbească și despre mine oamenii la fel să mă acuze că sunt prea credincios. Mă gândesc că și vouă la fel. Interesant este că în tot acest periplu, versetul 14 ne arată un aspect interesant, și anume că împăratul s-a mâniat, s-a mâhnit, iertați-mă, foarte mult când a auzit lucrul acesta. S-a gândit cum ar putea să-l scape pe Daniel și până la Sfințitul Soarelui s-a trudit să-l scape. Doar că legea mezilor și perșilor, așa cum am spus, era clară, era dată, și nu mai avea ce să fac. Oamenii aceia au stăruit însă de împărat și au zis să știm împărate că după legea noastră a mezilor și perșilor, orice oprire sau orice poruncă întărite de împărat nu se poate schimba. Citiți psalmul 10 și veți înțelege modul în care satan uneltește și se va ține după tine să faci rău. Vă aduceți aminte ce îi spune Dumnezeu lui Cain? Păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești pentru că dacă îi dai o șansă, te va domina. Versetul 16. Atunci împăratul a poruncit să-l aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape. E vedeți voi, când vorbim profetic, ne gândim la această declarație pe care împăratul Dariu, CIR, depinde de numele pe care îl folosim, a făcut -o. această declarație prin care el înțelege că Dumnezeul lui Daniel este Dumnezeul cel atotputernic. Sunt ferm convins că zvonurile circulaseră repede, sunt ferm convins că el a înțeles cine este dumnezeul lui Hanania, Mishael, Azaria și Daniel. Sunt ferm convins că auzise despre episodul acela în care cei trei fuseseră aruncați în cuptorul cu foc. Sunt ferm convins că citise declarația de facto a împăratului Nebucadnețar, care poruncise tuturor popoarelor, limbilor și tuturor celor care erau în imperiul său să uh, se închine împăratului uh, 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 dumnezeului lui Daniel, tocmai pentru că era un dumnezeu extraordinar. Era unicul Dumnezeu, era Dumnezeul cel atotputernic. Versetul 17. Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Vedeți aici cât de insistent este cel rău. Ca să se asigure că lucrarea este înfăptuită, a fost nevoie nu doar de sigiliul Împăratului, ci și a celorlalți. Foarte interesant acest aspect. Așa va face și Satana. Va avea emisarii lui care se vor ține după tine. Știți, apropo, cum vă dați seama că un copil al lui Dumnezeu este un copil al lui Dumnezeu? Întotdeauna își va dori calea păcii, reconcilierii va găsi mereu argumentele potrivite ca să te salveze, să te scape, chiar dacă ești vinovat până la prăsele. Cel rău însă te va vâna, va căuta răzbunare, va dori să te domine și își va da toată silința ca fiecare componentă din planul de execuție să fie dusă la îndeplinire astfel încât să plătești, dacă este posibil, până la ultima fărâmă să-ți plătești vina. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, caută să-i salvezi pe ceilalți, nu să-i îngropi. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, nu parafa sentințe, ci semnează bine binecuvântări pe care să le dai cu mână largă. Revin la versetul 18. Împăratul s-a întors apoi în patul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio țiitoare și n-a putut să doarmă. În reversatul zorilor, Însă împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei. Și apropiindu-se de groapă, l-a chemat pe Daniel cu clas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis, Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scape de lei? Vă rezonează cu ceva în minte această expresie? A putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scape? Vă aduceți aminte de episodul acela al cuptorului cu foc? Acolo unde împăratul nebucat nețar, citesc din Daniel capitolul 3, versetul 15, ultima parte, care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Vedeți? Și apoi mărturia acestor tineri, Dumnezeul nostru, care este slujim, ne poate scoate din cuptor, și ne va scoate din mâna ta, și chiar dacă nu ne va scoate, să știi că noi nu vom sluji altor Dumnezei și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Vedeți această credință imbatabilă, nici în fața amenințării. Vă aduceți aminte că acolo, în același episod, când Nebucadnezar i-a văzut patru și nu trei în când și-a dat seama că Domnul Iisus Hristos, pentru că El era acolo, nu știu dacă s-a dat seama că este Domnul Iisus, doar că declarația lui spune că acolo eu am văzut pe unul care arăta ca un fiu de Dumnezeu. În fine, când a văzut patru ființe și nu trei, a exprimat cu adevărat și a drag meșac și a bed, negos în slujitorii Dumnezeului celui prea înalt. Acum veniți afară. Cu adevărat, Trebuie ca tot poporul să închine acestui Dumnezeu. Versetul 29. Cine nu se va închina sau cine va vorbi de rău pe Dumnezeul lui și a drag -meșac și a o să fie aruncat, din împărăție să fie făcut bucăți și casa lui să se transforme într-un într morman de murdării. Vedeți aceeași sincronizare cu gândirea de data aceasta unui alt împărat, al unui alt imperiu, al mezilor și al perșilor, care vine exact în aceeași idee. Daniele. A putut oare Dumnezeul tău să te scape? Fiți atenți la răspuns. Atunci Daniel, versetul 21, i-a răspuns împăratului, veșnic să trăiești împărate. Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui și nici înaintea ta împărate n-am făcut nimic rău. Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să-l scoate pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul său. Mă opresc pentru o clipă aici. Ați văzut cum începe Daniel în mărturia sa? Împărate, nu mi s-a întâmplat nimic rău, pentru că am fost găsit nevinovat în ochii Dumnezeului meu și apoi nici măcar împotriva ta n-am păcătuit. Și împotriva ta n-am nici o vină. De ce am vrut să vă spun lucrurile acestea? Pentru că adesea, adesea, noi suntem oameni murdari, pătați. Și de multe ori necazurile care vin împotriva noastră nu sunt datorate neprihănirii noastre, ci mai degrabă faptului că suntem oameni murdari. Dar revin la text. Versetul 23. Atunci Împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să-l scoată pe Daniel din groapă. A fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el pentru că avusese încredere în Dumnezeul său. Împăratul a poruncit să-i aducă pe oamenii aceia care părâseră pe Daniel și au fost aruncați în groapa cu lei. Ei? Copiilor și nevestelor. Și până să ajungă la fundul gropii, i-au apucat lei. Și l-au sfărâmițat oasele. Știți că sunt uh, mulți oameni care ne spun că cel mai probabil Daniel a fost liniștit pentru că uh, Dariu dăduse poruncă să îi țină pe lei satui, astfel încât atunci când îl vor arunca pe Daniel acolo să nu aibă nicio uh, poftă, să nu-l sfărâme, să nu-l sfârșie. Lucrul acesta este contrazis tocmai de versetul 24, pentru că dacă sunteți atenți, a doua zi, leii de acolo au sfârșit până să ajungă la fundul gropii 120 de bărbați cu toate nevestele lor și cu toți copiii lor, așadar o armată întreagă de oameni. Versetul 25. Și după aceea, împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către toți oamenii de toate limbile care locuiau în împărăția sa citez, pacea să vă fie din belșug. Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele, oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci El este Dumnezeul cel viu și El dăinuiește veșnic. Împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește. El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Daniel a dus bine sub domnia lui Dariu și sub domnia lui Cir, persanul. Și așa se încheie practic capitolul 6 al acestei cărți. Este practic și încheierea capitel, capitolelor istorice, jumătate din această carte, așadar, care prezintă elementele istorice, se încheie aici de Duminică ne vom focaliza pe uh, cele, acele interesante elemente care țin mai degrabă de uh, natura profetică și care sunt uh, așteptate de mulți dintre voi. Vreau însă să ne uităm atent la ceea ce am învățat până aici, și anume modul în care, prin propriul comportament, acest om al lui Dumnezeu a fost o mărturie, nu doar pentru oamenii simpli ci pentru cei mai mari oameni ai istoriei, pentru doi dintre cei mai însemnați imperatori ai istoriei noastre. Cum ești tu? Cum sunt eu? Acestea sunt întrebările pe care ar trebui să ni le adresăm în fiecare zi, în fiecare clipă. Ce văd în noi aceia care ne înconjoară? Văd ei în noi copii de Dumnezeu sau pur și simplu doar niște lăudăroși care declară ceea ce nu înțeleg, spun ceea ce nu pricep, folosesc clișee lingvistice și promisiuni pe care nu le onorează niciodată. Cum ești tu și cum sunt eu sunt marile întrebări ale acestei serii. Pentru că am avut aici câteva lecții extraordinare și anume că persecuția, prigoana va veni întotdeauna împotriva oamenilor care vor dori să trăiască cu evlavie în Hristos Isus. Este scris în a doua epistolă Apostolului Pavel către Timotei, și am început cu acest verset în această după-amiază. Pentru că oamenii din lume iubesc mai mult întunericul, este scris în Evanghelia după Ioan. Pentru că oricine urăște lumina, iubește întunericul, ca să nu iese la lumină, ca să nu li se vadă faptele rele. Am învățat de asemenea faptul că întotdeauna oamenii care au în ei înșiși duhul rău al celui rău, al satanei, vor avea o amprentă specifică, ancorată în minciună și nu în adevăr, în răutate și nu în bunătate, în vină sau în vinovățire, în pâră și nu în dreptate sau în îndreptățire. Și cu toate acestea, oamenii lui Dumnezeu, care trec prin progromul răutății celorlalți, prin prigoana celorlalți, vor fi întotdeauna în siguranță, pentru că la umbra lui Dumnezeu, la umbra aripilor sale, nimeni și nimic nu ne poate atinge. Am învățat că ceea ce noi numim credință, credincioșie în Dumnezeu, nu este totuna cu a crede că există Dumnezeu. A te încrede în cineva este diferit cu a crede pe cineva. Oricine crede pe, poate crede pe oricine, dar nu oricine se poate încrede în oricine. Știți că drama. Religiei de astăzi este că acceptă că există Dumnezeu mulți, cred că există Dumnezeu și mai mulți, dar nu îl cred pe Dumnezeu. Pentru că aceia care îl cred pe Dumnezeu, practică această credință în Dumnezeu, în urma lor se va vedea mireasma practicii acestei credințe. Cred că trebuie să învățăm și noi din aceste lecții. Trebuie să învățăm că există o binecuvântare extraordinară pentru aceia care sunt obedienți voi lui Dumnezeu și nu doar conformiști și că va fi o răsplătire mare dată în ceruri. Bucurați-vă și veseliți-vă când veți fi prigoniți din pricina numelui meu, a spus Domnul Iisus, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Câteva elemente însă la încheiere despre magi. Ați văzut că aici a fost vorba despre magi. E bine, este important să ținem minte ca să putem înțelege împreună ce s-a întâmplat în Matei, în Evanghelia după Matei, acel capitol interesant unde vom întâlni pe magi, care n-au fost nici de cum trei uh, băiețandrii rătăciți undeva prin deșert pe cămilele lor, ci veți vedea că acolo a fost vorba de mult mai multe elemente. Am să vă dau câteva date istorice pentru ca să înțelegeți cum a fost dinamica în regiunea respectivă între cele două mari imperii, Imperiul Roman și Imperiul Parților, acolo unde între cele două se afla o zonă numită Iudeia, unde a fost un rege marionetă numit Irod, un cetățean roman, un împărat surogat, plasat acolo de către Imperiul Roman și veți vedea reacția lui, care n-a fost una tipică unui împărat gata să scoată sabia și să altoiască pe oricine. Știm din istorie că acest Irod a fost capabil în, în paranoia lui de a-și pierde domnia să-și omoare neveste, să-și omoare fii, să-și omoare toți funcționarii care erau sub propria domnie, tocmai pentru a nu-și pierde regatul. Și totuși, atunci când s-a întâlnit cu magii, a avut o atitudine de om intimidat, de om care, așa cum spun uh, englezii, uh, a dat un pas înapoi, back off, pentru că i-a fost frică. Conceptul acesta magi vine din uh, limba greacă veche care a uh, transliterat, nu a tradus, ci a transliterat un cuvânt persan original, magoi, este latinizarea, așadar, magi este forma latinizată a conceptului persan magoi. Asta aflăm din scrierile lui Herodot. El provine din ceea ce în istorie am rămas cu titlul de Rab Mag, adică șeful magicienilor, pe care îi găsiți la curtea lui Nebucadnețar. Îl veți găsi în Ieremia 39, descris, versetul 3. Veți găsi în versetul 13, de asemenea. Și dacă vă aduceți aminte, în Daniel, capitolul 4, am vorbit despre titlul pe care l-a primit Daniel. Pentru că Daniel a fost desemnat căpetenia magilor, Rab Mag. da, Rab Magoi. Era regele magilor. Era, uh, iertați-mă, șeful magilor, liderul magilor. Interesante câteva elemente de aici, anume care vă vor aduce sens în interpretarea biblică, în hermeneutica voastră. Și anume, magii nu erau astronomi sau cercetători în astronomie, așa cum încearcă unii să insinueze, doar pentru că ei urmăreau o stea pe cer, nu a fost stea, nu scrie niciunde că a fost stea, traducerea ne induce acest element, o stea nu poate să meargă și să se oprească deasupra unui oraș sau unei localități și apoi să plece și să dispară și așa mai departe. Magii, și știm lucrul acesta din scrierile lui Herodot, volumul 1, volumul 7 și așa mai departe, ei erau experți în oneiromancie. Ce înseamnă asta? erau interpreți ai viselor. Nu la întâmplare. Dacă vă aduceți aminte, Dumnezeu le vorbește în mod direct prin vis. Exact prin ceea ce îi stăpâneau cel mai bine și nu se înșelau în momentul în care li se transmitea lucrul acesta. Daniel, în Matei, capitolul 2, vedeți acolo că în momentul în care ei s-au întors acasă, s-au întors, în, întors după un mesaj pe care Dumnezeu însuși li l-a transmis în vis. Versetul 12 din Matei, capitolul 2, iertați-mă, în urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Așadar, activitatea de bază a magilor sau schilul lor era interpretarea viselor. Găsiți asta așadar în, în, în Cartea întâia lui Herodot. Cine au fost magii? Ei um, erau practic liderii religiei de stat a Persiei în vremea respectivă în, uh, au fost instituiți ca fiind liderii acestei religii de către Darius cel Mare, uh, tocmai pentru că erau considerați oamenii care puteau să interpreteze uh, visele, care uh, aveau legătură cu divinitatea și uh, datorită acestui lucru au fost atașați practic uh, Curții de justiție, dacă aș putea spune așa, a mezilor. Aș vrea însă să știți un lucru interesant pentru că veți găsi în istorie faptul că ei au fost zoroastriști, adică uh, urmașii ai religiei zoroastriene. Să știți că zoroastrismul a apărut mult mai târziu. Găsiți asta în enciclopedia britanică. Uh, și uh, ca să demontăm, am spus lucrul acesta ca să demontăm multe dintre. Uh, așa zisele elemente care încearcă să uh, trimită cumva într-o altă direcție ce s-a întâmplat în Matei, capitolul 2. Sunt multe elemente comune, să știți, între iudaism și religia magilor. Fiecare dintre ele era monoteistă, un element rar în vremea respectivă. Fiecare dintre ele avea o preoție ereditară, ceea ce face și mai interesantă prezența lui Daniel și nu la întâmplare veți vedea aici complotul acesta al invidiei și geloziei între magi care l-au aruncat în groapa cu lei pentru că ei erau o preoție o dinastie de preoți, o dinastie ereditară de preoți cu alte cuvinte se transmitea din tată în fiu această preoție, precum se transmitea și la evrei, vă aduceți aminte doar casa lui Levi avea dreptul în seminția lui Levi să fie uh, responsabilă de preoție de asemenea, ei erau legătura dintre popor și dumnezeire prin această, prin această, conectare, aș spune eu, a omului la înțelepciunea divină, prin divinație, prin participarea la contact direct cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte de marele preot al lui Israel care comunica cu Dumnezeu, vă aduceți aminte de modul în care Zaharia a fost interpelat acolo în Sfânta Sfintelor, vă aduceți aminte de Moise, în modul în care comunica direct cu Dumnezeu, și așa mai departe. Ce este important să știți este că, la vremea respectivă, magii au fost magistrații vremurilor. Ei erau responsabili direct, de responsabili direcți, cu uh, impunerea împăraților sau cu retragerea, retragerea lor din slujbă. Ați văzut că erau cei care vegheau ca legea mezilor și a perșilor să se pună în aplicare, ad literam, erau aceia care aveau autoritate inclusiv asupra lui Cir sau asupra imperatorului. Aparțineau așadar Imperiului Parților. Într-o perioadă în care Imperiul Roman își pierduse oarecum liderii cu experiență militară, într-o perioadă în care uh, parții își căutau pentru ei înșiși, de asemenea, un lider, a apărut acea problematică a nașterii Domnului Isus. Și acești magi au ajuns la Ierusalim ca să caute pe Împăratul Născut al Iudeilor. A fost o jignire uh, directă pe care i-au adresat lui Rod. Cu alte cuvinte, nu tu ești Împăratul, tu ești proclamat de Roma tu ești trimis aici de Roma. Uh, mai mult decât atât, uh, dacă citiți istorie, veți vedea că în momentul în care a fost uh, autorizat să fie împăratul iudeii, uh, Irod n-a ajuns pe tronul de la Ierusalim decât trei luni după, unii spun șase luni după. Mă rog, sunt debate în istorie, dar interesant este că uh, nu a putut să intre în zona respectivă pentru că era un cetățean roman. Și a stat mereu cu frica în sân, pentru că în vremea respectivă Roma a avut un inamic redutabil pe care nu l-am văzut niciodată, și anume Imperiul Parților. Și așa cum am spus mai devreme, Ierusalimul, Israelul, rămăsese ca o zonă tampon în conflictul acesta dintre cele două. Mai cu seamă că evreii aveau tendința să colaboreze mai degrabă cu parții decât cu Romanii, tocmai pentru că um, imperiul roman era acela care îi domina. Um, Irod, să știți că a stat, așa cum spune, istoria, pe o stâncă pe o piatră mișcătoare. Asta pentru că uh, el a știut că nu este ușor să-și țină tronul uh, și uh, să îl securizeze, având în vedere tulburările din zona uh, din zona respectivă, având în vedere uh, violența imperiului parților. Vă dau doar câteva exemple. În anul uh, 55, înaintea erei noastre, Crasus, conducătorul roman, a avut, uh, a avut celebra uh, bătălie de la Carei uh, împotriva parților și a pierdut nu doar 30.000 de, de trupe, dar și a pierdut și toți liderii, toți conducătorii. Uh, asta ca să vedeți cât de dur a fost acest imperiu al parților. Nu era ușor să-l domini armata, celebra armată romană n-a putut să-l să răzbească. De ce v-am spus toate aceste elemente? Pentru că atunci când magii au ajuns la Ierusalim, Irod a rămas ca un copil cu minte. A stat în banca lui și a încercat o cale de discuție diplomatică pentru că ceea ce nu se știe despre magi este că ei nu călătoreau trei băieți de pe cămile, cel mai probabil au fost câteva zeci de mii de oameni în armatele lor, călătoreau de obicei cu fast, Extrem de intimidant pentru persoanele care erau în proximitatea lor, astfel încât să inspire acea autoritate și teamă. Nu uitați, ei erau magistrații vremurilor, ei erau aceia care instalau sau dezinstalau împărați. Nu la întâmplare, Irod s-a tulburat împreună cu tot Ierusalimul, este scris în Matei, capitolul 2. Când i-au văzut, s-au tulburat împreună cu, cu tot Ierusalimul. De ce? Pentru că știa puterea pe care o aveau acești oameni, intențiile lor și mai ales afrontul care l-au adus și l-au pus pe masă, și anume, unde este împăratul de curând născut? De unde au știut însă magii că va veni un împărat? Nu uita cine a fost cu câteva uh, sute de ani în urmă șeful lor, Rab Mag. A fost Daniel, acela care a stabilit un cabal, așa se numește în uh, literatura de specialitate, și anume un cerc restrâns de oameni în care a avut foarte mare încredere, pe care i-a strâns, i-a educat și le-a înmânat acest secret, și anume al venirii pe lume a lui Mesia. Și îl veți regăsi descris cu lux de amănunt în Daniel, capitolul 9. Vom discuta despre acea celebră profeție a celor 70 de săptămâni care ne arată cel mai profund document matematic, cu un calcul atât de precis încât la zi a fost exactă uh, intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim ca și împărat al iudeilor. Declarația lui, de facto, că a fost stabilit împărat al iudeilor. Așadar, iubiții mei, când vorbim despre magi, nu vorbim de, de, doar despre trei oameni care... Uh, erau rătăciți pe cămile, așa cum v-am spus mai devreme, și despre care tradiția ne spune că au fost trei, doar pentru că au adus trei daruri. Aur, smirnă și tămâie. Sub nicio formă. Acestea erau darurile care aveau să desemneze profetic uh, autoritatea, slujba și uh, uh, întreaga lucrare a Domnului Iisus Hristos. Aceea de a fi împărat, aur, aceea de a fi mare preot, tămâie și aceea de a fi... Uh, uh, destinat morții smirnă. Mulți nu înțeleg acest comportament al smirnei. Mir vine de la uh, o rădăcină evrească veche acestui concept. Mur care însemna moarte. Era uh, un unguent care în momentul în care îl primea era uh, destinat uh, specific în balsămări. Așadar, aur, tămâie și smirnă. Cele trei componente care ni l-au arătat pe Domnul Isus Hristos în toată lucrarea sa. De unde au venit însă... Uh, toate aceste informații eronate și s-a considerat că au fost trei, e bine, din tradiția Bisericii Catolice, apoi Bisericii Ortodoxe, care au considerat că cei trei erau doar trei reprezentanți ai celor trei continente cunoscute de atunci, și anume Arabia, Asia, Africa și Europa, le-au și dat nume, unii dintre ei considerau că erau reprezentanții fiilor lui Noe, Semham și Afet. Alții uh, au vorbit despre împăratul Arabiei, împăratul Persiei și împăratul Indiei, pe care i-au și denumit uh, uh, Baltazar, Melchior și Gaspar. Găsiți asta în tradiția armeniană din secolul al XIV-lea. Așadar, toate aceste elemente colorate tradiționale din, 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 uh, din uh, religia pe care noi o avem astăzi, toate acele felicitări pe care le trimiteți de Crăciun cu trei uh, băiețandri pe trei cămile rătăciți prin deșert, vin din tradiție, nu din, <coughs> iertați-mă, din exactitatea datelor istorice. Ne oprim astăzi aici, pentru că am avut o informație densă și frumoasă. Nu uitați! Toți aceia care v-a spus încrederea și dorința să trăiți o viață neprihănită, toți aceia vom fi prigoniți. Nu cedați însă, pentru că toți oamenii care vor fi prigoniți datorită Domnului Isus, din pricina numelui său, noi toți vom fi binecuvântați. Tată, ajută-ne să-ți rămânem credincioși, să-l iubim pe Domnul Isus. Și dacă oamenii ne vor prigoni, ne vor lovi, ajută-ne să-ți facem ție cinste, pentru că la vremea cercetărilor, ție Tată, să se aducă binecuvântare. Ție, Tată, să-ți aducă laudă și slavă. Îți mulțumim pentru că ai fost cu noi până astăzi și m-ai ajutat și pe mine să rezist până la sfârșit. Să nu mi se strice vocea. Amen. Iubiții mei, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunt onorat să fi fost cu voi uh, astăzi. A fost o lecție frumoasă. Primele șase capitole din Daniel îmi plac pentru că sunt o narațiune frumoasă. Aflăm multe, învățăm multe. Să știți însă că vor veni câteva uh, elemente în continuare extraordinare de la capitolul uh, 7 în sus. Vom vorbi despre elementele profetice. Vă mulțumesc din inimă tuturor la celor la care ne binecuvântați, care sunteți cu noi, care ne onorați cu prezență. Vă mulțumesc tuturor la, celor la care sunteți părtași învățăturii care vine de aici de la Genesis. iubiți mei Religia. Credința trec printr-o perioadă foarte grea. Tot mai puțini sunt aceia care au curajul să vestească Evanghelia așa cum este ea. Vă mulțumesc însă că ne dați curaj. Vă mulțumesc pentru rugăciune. Vă mulțumesc pentru post. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați investit în noi. Pentru fiecare cent, fiecare bănuț pe care l-ați trimis, ne sunt de foarte mare ajutor. În viitorul foarte apropiat, nu știm cât vom mai avea posibilitatea să transmitem prin canalele acestea. Devenim incomozi. Oamenii uh, răi ai acestei lumi nu tolerează informațiile pe care voi le primiți. Întipăriți-le în minte și dați-le mai departe. Hrăniți-vă bisericile din care sunteți cu ceea ce auziți aici. Strângeți rândurile. Fiți împărtăși unii cu alții. Vă mulțumesc pentru fiecare donație. Avem nevoie ca de aer, pentru că altfel nu putem să transmitem, nu putem să împărtășim cu voi. Ajutați-ne să răspândim Evanghelia până la capătul lumii. Apăsați butonul roșu, abonează-te. Avem nevoie să creăm o comunitate unită. Iubiții mei, știm calitatea informației care circulă în mediul online, de aceea nu avem decât o singură armă. Să dăm informație de calitate noi, de aici, care să eclipseze Întunericul care vine din altă parte. De aceea, ajutați-ne să mergem până la capătul lumii. Dacă Dumnezeu v-a pus pe inimă să o dăruiți, faceți-o cu dragă inimă și fie ca El să vă dea înapoi în mid. Vă salut pe toți aceia care, iată, vin din Abrud, din Aiud, din Alba Iulia, din Avramiancu, Arad, Becicrecul Mic. Salutăm Beiuș, Bistrița sau Borod, Bucețea, Bocșa, București sau Bicaz. Salutăm Baba Ana, Brașov sau Bistrița. Bughea de sus, bulgăruș. Salutăm Biharia, Băleni, Corocăie sau Câmpul Lung Muscel. Salutăm Cozia, salutăm Cristești, Câmpia Turzii sau Craiova. Constanța, Codlea sau Călan. Salutăm Cărând, Ciznădie, Chier sau Călata. Chețani sau Caransebeș. Prietenii din Chevereșul Mare sunt cu noi, din Cihei. Prietenii din Cluj-Napoca, din Frumosul, din Filiaș sau din Făgăraș din Fugiu, din Galicia Mare sau din Galați, din Giurgiu sau din Gura Bordului, din Giroc, din Girbău sau din Homorod. Salutăm Iași, Ighel sau Iernuț, Incești, Lugașul de Jos sau Mireșul Mare. Salutăm Mediași, salutăm Negreni, Nermiși sau Năvodari, Oțelul Roșu, Onești sau Orăștie. Salutăm Oravița, Pătulele, Ploiești sau Piatra pe Pitești, Romoșel, Râmnicu, Vâlcea sau Sfântul Gheorghe, salutăm Suceava de asemenea, Siret sau Sebeș, iubiții din Seleuș, din Sibiu sau din Săcuieni, din Sohodol sau din Șopotul Vechi, din Știuca sau din Șuncuiuș, salutăm Șag, Tinaud sau Toplița, Todirești, Turnu Severin sau Tinca, salutăm Turda, Târnăveni sau Timișoara, Țara Moților sau Vladimirescu, Volovăț, Vaslui, Valea Lupului sau Vadocrișului, salutăm Zalău sau Zădăreni. Salutăm Israelul, Dumnezeu să binecuvânteze Israelul, Ierusalim, Tel Aviv și toate celelalte orașe de acolo. Salutăm Australia, Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Elveția sau Finlanda. Salutăm Germania, Islanda, Irlanda sau Italia. Salutăm Mexic, Noua Zeelandă. Salutăm Norvegia. Salutăm Olanda sau Republica Moldova, Suedia sau Spania. Salutăm Statele Unite ale Americii. De asemenea, salutăm UK, salutăm Ungaria, Ucraina, ne rugăm pentru Ucraina, pentru că trece prin momente dificile. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Iată câteva întrebări pentru voi. Ce ne puteți spune despre prigoana care vine din partea altor credincioși? Iubiți mei, credincioșii adevărați ai lui Dumnezeu nu vor prigoni pe oameni. Cei care mimează însă credința, cei care pozează însă în credincioși, infiltrați în casa lui Dumnezeu, aceia vă vor prigoni. În fapt, așa veți distinge merele bune de merele stricate. Așa veți distinge pe adevărații îngerii lui Dumnezeu de îngerii căzuți, care încearcă să disimuleze, încearcă să se contra și, aș spune în mod intenționat, nu doar contrapune, ci să se prezinte a fi îngeri de lumină când ei sunt doar în întunericului. Un credincios autentic nu va prigoni pe nimeni. Un credincios autentic va face exact ce a făcut Domnul Isus Hristos. Va avea mentalitatea și caracterul său. Este scris. El n-a găsit ca un lucru de apucat, deși era Dumnezeu să, se, să rămână la statutul acesta. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob. Și s-a făcut asemenea nou, un adevărat credincios. Va căuta mereu circumstanțe atenuante. Va căuta mereu să fie empatic cu durerea celuilalt. Și când oamenii îl vor lovi, va căuta să vadă în ei doar o dorință sau o strigă de ajutor. și nu lovesc. și nu prigonesc. Doar aceia care s-au disimulat a fi credincioși. Adică au falsificat ideea aceasta și au interese obscure s-au ascunse. Nu mergeți după ideologia lor. Nu călcați pe fentă, iubiții mei. Probabil că ei vor spune, oh, am greșit și Satana va simula credința. Și nu uitați, ei cred și ei, dragi, cred și sunt înfioară. Asta nu înseamnă că sunt ai lui Dumnezeu pentru că ei nu practică credința. Dacă sunt printre voi oameni care vă prigonesc pentru Dumnezeu și ei spun că sunt credincioși, să nu-i credeți. și mai departe, unii credincioși îi judecă pe alții care trec prin necazuri ca fiind necredincioși. Cum putem deosebi noi încercarea credinței de pedeapsa lui Dumnezeu? Să așteptăm în tăcere ajutorul Domnului? Iubiții mei, Dumnezeu nu-ți pedepsește necredința, astfel încât ceilalți să vadă și să te judece. Este o greșeală a judeca pe cei ce trec prin necazuri și a considera că necazurile respective sunt datorate neascultării lui vis-a-vis de Dumnezeu. Consider diabolic acest gând. Să știți că sunt oameni care se uită la alți oameni. Și care consideră că sunt judecați de Dumnezeu pentru necredința lor. În momentul în care veți face lucrul acesta, vă veți transpune în postura de judecători și nu veți face altceva decât să luați locul lui Dumnezeu ca și judecători. Mai degrabă rugați-vă pentru cei care trec prin necazuri, pentru că să știți, s-ar putea să fie oameni precum Iov care au trecut prin necazuri pentru că satana a cerut să îi încerce, să îi lovească și Dumnezeu a autorizat lucrul acesta nu pentru că era o vină în Iov, ci pentru că Dumnezeu a vrut să demonstreze credincioșia lui Iov. De aceea, nu vă hazardați, este cel mai periculos lucru să vă uitați la ceilalți cu ochi de judecător și să spuneți Dumnezeu te judecă pentru că ești un om rău. N-aveți de unde să știți lucrul acesta. N-aveți de unde să știți dacă nu cumva cel rău a fost autorizat să-i lovească tocmai pentru că sunt buni. Nu trageți concluzii pripite. Pentru că Dumnezeu s-ar putea să vă întrebe pe voi de ce a făcut lucrul acesta. N-avem de unde să știm noi cât de credincioși sau necredincioși sunt aceia. Poate doar văzând faptele lor. Dar niciodată nu-i judecați voi. Nu vă puneți în postura de judecător. Dar nu se confunda acest concept a judeca în sensul în care să învinuiești pe cineva cu judecată, adică înțelepciune și gândire. A nu se confunda lucrul acesta. Cum putem deosebi încercarea credinței de pedeapsa lui Dumnezeu? E bine, pentru că un om care primește încercare vis-a-vis -vis de credința lui, este ca și Daniel. El este lovit pentru că se roagă. El este lovit pentru că spune adevărul. El este lovit pentru că spune de bine. Dacă tu ești un om care te ocupi cu furatul și dintr-o dată te-a prins poliția și oamenii se uită la tine strâmb, aia nu înseamnă că ești prigonit. Tu îți primești răsplata pentru faptele tale. Când ești prigonit pentru neprihănire, lucrul acesta are în spectrul său neprihănirea. Ce înseamnă asta? Că nu minți. Și alții te lovesc pentru că nu minți. Că nu furi. Și alții te lovesc pentru că nu furi. Că nu... Uh, uh, Vorbești de rău și alții te lovesc pentru că nu vorbești de rău. Iată, de exemplu, unul din frații noștri de aici de la biserică ne-a spus că fiul său este marginalizat la școală și a ajuns să tragă printr-un sistem de bullying pentru că nu se raliază celorlalți care au un comportament gay, adică tinerilor care le place, consideră cool, consideră extraordinar să se îmbrace ca niște oameni care au aderat la cultura gay care acceptă această, aș spune, manifestare, și atunci, dacă nu te comporți ca ei, ești dat la o parte, ești considerat a fi cumva un om deplasat. Vedeți, cumva, adevărul a fost răsturnat și practicile de bună cuvință și de bune moravuri au fost întoarse pe dos. Dacă veți trece prin asta, e bine, atunci, atunci și abia atunci să considerați că sunteți prigoniți. Pe de altă parte, nu uitați, trăim într-un creștinism care s-a debarasat de mult de învățătură. Este un creștinism care îi place să îi se spună că este bun. Un fel de oglindă, oglindă. Mă și la mine la geneții, să știți. Cât de mult a scăzut consistența oamenilor din punct de vedere spiritual. Sunt un om deschis, sunt un pastor deschis și întotdeauna vă voi spune adevărul și nu doar lucrurile care să Uh, sunt mulți pastori care își laudă ciorile din casă și consideră că sunt, uh, mă rog, cele mai frumoase păsări. Eu vă spun deschis, ca de fiecare dată, am mulți oameni care pozează în ceea ce nu sunt. Pentru că scade consistența. Scade consistența. Dumnezeu însă să ne binecuvânteze să creștem cu toții ținându-ne de mână. Pentru că fără credință e cu neputință să-L vedem pe Dumnezeu. Doar vorbind slogane din acestea. Nici nu știți, câți oameni am întâlnit în ultima perioadă, în ultimele săptămâni, care pozează în cei mai buni creștini, până când te apropii puțin de ei și îi întrebi. Nu cunosc Biblia? Au o spiritualitate inventată și falsă? Consideră despre ei înșiși că sunt credincioși, deși au o răutate înfiorătoare, te-ar mușca ca viperele și care îți arată oarecum cauze pierdute în biserică. Eu însă nu mă dau bătut și sunt sigur că nici dumneavoastră acolo, dincolo de mărșii nu vă dați bătuți. Rămâneți ancorați în credință, pentru că atunci când Dumnezeu te încearcă ca să te șlefuiască, se va vedea. Știți cum? Crești spiritual din asta? Te ridici? Înțelegi greșeala. Când însă tu ești încercat de cel rău mai degrabă și nu de Dumnezeu pentru că ești un om rău, se va vedea. Devii din ce în ce mai frustrat, te izolezi de grupuri, și te izolezi de grupurile adevărate ale lui Dumnezeu, vorbești slogane pe care nu le crezi de fapt, cauți să o spiritualitate care nu există pentru că, știți voi, un lup, indiferent în câte blănițe de oi s-ar îmbrăca, mirosul acela groaznic de lup va răzbate până la 10 km distanță. Așadar, cred că am răspuns și la această întrebare. Iată o alta. De ce au fost pedepsite și familiile părâșilor? Ce vin au avut copiii și nevestele? Pedepsele? Uh, pedepsește El, adică Dumnezeu, și în zilele noastre copiii pentru păcatele părinților? Sau iartă până în al miilea an? Păi este scris, apropo, intervin cu răspunsul la uh, uh, a doua întrebare. Apropo, permiteți-mi doar o remarcă pentru cei care îmi transmiteți întrebările. Vă rog din suflet, rescrieți-le, pentru că... Uh, îmi este greu să le citesc dacă cuvintele sunt așezate uh, greșit sau sunt tipărite rapid în graba în care oamenii ne transmit întrebările. Ele sunt, la un moment dat, uh, scrise cu mai multe litere și mi-e e greu să citesc repede. Vă rog să le uh, re rescrutinizați. Uh, acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, pedepsește el în zilele noastre copii? Este scris că nu va mai pedepsi păcatele părinților în copii. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Asta a fost în vechime și apoi s -a... S-a schimbat. Pe de altă parte, de ce a pedepsit uh, Cir familiile părâșilor? Pentru că așa era legea de atunci. Așa era legea uh, Rex Talionus. Legea talionului, care prevedea ca cel care a greșit să fie pedepsit și cel care a adus o mărturie mincinoasă să fie considerat necurat. El și casa lui. Așa era legea mezilor și perșilor de atunci. Dacă un lider era găsit mincinos sau făcând o declarație mincinoasă, trebuia să-i se omoare toată familia, astfel încât să nu se perpetueze. Ei considerau că este o legătură divină <coughs> între bărbații și nevasta lui și că uh, un om care este corupt va transmite și celorlalți urmași ai săi corupția. Și atunci îi omorau pe toți. Și ultima întrebare pe cea de astăzi, pentru că este destul de târziu. Pace în psalmul 21, versetul om 9 Ziua de mânia Domnului, adică în cazul cel mare, este asemănătoare cu un cuptor aprins. Când cei trei tineri evrei au fost aruncați în cuptorul aprins și evreul Daniel în groapa cu lei, reprezintă aceasta, aceste încercări un prototip al necazului cel mare din care doar evrei vor fi scăpați? Absolut. Mulțumesc pentru că v-ați pus mintea la contribuție și ați văzut aici un prototip al acelui element. Urma, ca în prelegerile următoare, pentru că vom vorbi despre elementele profetice, foarte mult să aducem în discuție acest concept mega tripsis, uh, 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 adică necazul cel mare, uh, care nu este un mecanism pentru biserică, pentru toate neamurile, ce este destinat lui Israel. Puțini, din nefericire dintre teologi înțeleg că necazul cel mare este un mecanism prin care Dumnezeu îl readuce cu fața la zid pe Israel. Este vorba despre Israel care va trebui conform Osea 5 cu 15, 13 la 15, ei vor trebui să se pocăiască în necaz. În Înnecați. De ce? Pentru că au avut șansa și l-au respins pe Dumnezeu. Nu faceți aceeași greșeală cu evrei. Dar, într-adevăr, aici este vorba despre uh, acest, uh, acest prototip, și anume al faptului că uh, evreii vor fi trecuți prin cuptor și vor fi salvați, vor fi trecuți prin groapa leilor și vor fi salvați. Dumnezeu însuși îi va proteja și Dumnezeu însuși va fi cu ei. Nu uitați, este vorba doar despre evrei. Nu uitați, sunt mulți oameni care consideră că vor fi mântuiți chiar și dintre neamuri, ar intra în conflict cu ceea ce ni se spune în text și anume că numărul neamurilor va fi de plin. Acolo este vorba exclusiv despre evrei. Unii dintre ei rătăciți printre neamuri, nu uitați că sunt date statistice care spun că peste 90% din evrei din întreaga lume sunt răspândiți în afara Israelului de astăzi, Mulți, foarte mulți dintre ei nici măcar nu știu că sunt evrei sau că au în ei înșiși sămânță sau sânge de evreu. De aceea s-a și înființat celebrul Mossad. Rolul primordial este să identifice unde sunt evrei, să-i caute pe teritoriul lumii, să-i localizeze și să-i aducă înapoi acasă sau cel puțin să-i responsabilizeze cu privire la surgintea lor evrească. Repet, când vine vorba, despre cei mântuiți în cazul cel mare vor fi exclusiv evrei. Numărul neamurilor va fi fost deja de plin. Știu că sunt oameni care încearcă să răstălmăcească textul, în parte o fac sentimental pentru că în vasta lor majoritate dacă îi căutați atent veți vedea că fie au nevestele, soții, copiii sau nepoții nemântuiți și cumva își creează un antemergător, un soi de roată de rezervă prin care uh, să-și Creeze false iluzii sau speranțe, gândindu-se că, poate, poate, văzând ce s-a întâmplat la răpire și ai lor, vor veni și se vor pucăi Fals, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, ne spune că toți vor crede o minciună. Nu unii, nu uh, majoritatea, nu 99,9%, ci toți. Toți înseamnă 100% din oamenii care vor fi rămas dintre neamuri acolo pe pământ, vor crede o minciună. Tocmai pentru că nu au găsit uh, plăcere în neprihănire și au crezut nelegiuirea. Cine vor fi aceia care vor fi mântuiți? Evrei în exclusivitatea lor. Uh, repet, dintre aceștia, unii dintre ei nici măcar nu știu că sunt evrei, dar aceia care vor fi chemați vor fi doar dintre ei. Doar dintre ei, pentru că uh, dacă vă uitați, de la capitolul 4 în sus, Biblia uh, capitolul 4 în sus a, căr a cărții Apocalipsa, Biblia nu mai vorbește despre uh, decât despre două categorii de oameni locuitorii pământului și Israel. Locuitorii pământului și Israel. Cine sunt locuitorii pământului? Aceia destinați să rămână pe pământ. Aceia destinați să nu primească drept în împărăția lui Dumnezeu. Foarte bună această întrebare, dar să știți că vom lămuri mult în aceste aspecte, nu vom da nicio șansă. Deși avem tot respectul pentru cei care cred în post tribulaționism, care cred în mid tribulaționism. Um, îi respectăm, le respectăm opiniile, căutăm să înțelegem, doar că uh, Biblia este atât de clară, atât de exactă în ceea ce spune, încât trebuie să fie, fie oarecum uh, influențat într-o pe alta, fie în multe dintre cazuri rău intenționat, ca să crezi asta. Dumnezeu însă să-i binecuvânteze pe toți cu dorința de a iubi, cu dorința de a ne jerfi unii altora și nu uitați, textul biblic, vi se va descoperi dacă chiar îl căutați pe Dumnezeu. Tată, îți mulțumesc pentru că ai fost cu și în această după amiază. Îți mulțumim pentru că ne iubești. Amen. Ivareha Adonai ve Ia er Adonai pana Esa Adonai pana ve Shalom. Domnul să vă binecuvânteze și să vă păzească. El să facă să lumineze fața lui peste voi și să se îndure de voi. El să-și întoarcă fața către voi și să vă dea pacea. Amen.